Privighetoarea și bufnița. O bufniță trăia singură în cuibul construit între crengile copacului. Vânea numai noaptea, zburând fără zgomot la distanțe mari. În locul unde trăia, era singura stăpână pe întinderea nopții. Până într-o seară, când liniștea nopții a fost răpunsă de un tril foarte frumos. Curioasă, și-a luat sporul în direcția trilului. Și nu mică i-a fost mirarea când a văzut la o fereastră o colivie cu o privighetoare care cânta. Bufnița se opri în copacul din dreptul ferestrei și o întrebă: care este motivul pentru care cântă numai noaptea? Când m-au prins, explică privighetoarea, era zi și cântam. M-au pus în colivie și toți așteaptă să le cânt atunci când vor ei să asculte. Dar acum nu mai cânt ziua atât de mult. Cânt doar când vreau. Dar dacă vor cu adevărat să-mi audă cântecul și trilurile impresionante, trebuie să-și învingă somnul și să aștepte căderea nopții. Atunci se vor putea bucura cu adevărat de momente unice. Deci aceasta este răzbunarea ta pentru faptul că ți-au răpit libertatea, a spus bufnița. Da, este și o pedeapsă pentru cei care m-au închis în colivie, dar este și o răsplată pentru grija care mi-o poartă. Cântecul tău este un adevărat spectacol. Aș vrea, spuse bufnița, de acum înainte să fiu prezentatoarea ta. Voi anunța începerea și sfârșitul spectacolului. Din acea seară, privighetoarea și bufnița cântau fiecare din locul pe care îl aveau.